Angajații fondului de vânătoare, pe raza căruia a fost văzut ursul împreună cu jandarmii, monitorizează în permanență zona. Specialiștii spun că de vină pentru această situație este înmulțirea necontrolată a populației de urși. Unde e ursul? Poți mai să filmezi? Da, da, am dat zoom, dar nu se vede extrem de bine. Ia ți-i băga să se vadă când fuge. Acesta este ursul care a fost surprins întâmplător la câțiva metri de drumul european E85. Se odihnea la marginea unei păduri din localitatea Sinești, din județul Ialomița. Animalul sălbatic a fost filmat chiar în locul în care mă aflu acum. În momentul în care a simțit prezența oamenilor, acesta s-a retras în pădure. Vestea că în pădurea de la marginea localității în care trăiesc și-a făcut apariția un urs a pus pe jar autoritățile, dar mai ales locuitorii. De unde provine, nu știm. Doar atâta știm. Am anunțat cetățenii, am comunicat să aibă grijă să-și păzească fiecare animalele. Le pare ciudat pentru că niciodată n-am avut urși în zona asta. Da, mi-e frică, ce să fac? Ne vede de treabă, stăm pațile pe lângă casă. Păi sigur. În permanență, echipe formate din jandarmi și angajați ai fondului de vânătoare, pe raza căruia a fost văzut ursul, monitorizează zona. Am realizat împreună acțiuni de patrulare în vederea alungării ursului și observării lui. Nu a mai fost observat până acum, probabil că a plecat din zonă sau se ascunde pe undeva prin culturile agricole sau prin trupurile de pădure. S-a pus în aplicare mecanismul prevăzut de Ordonanța de Urgență 81 din 2021 privind intervenția imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. După semnalarea din 3 septembrie, nu au mai fost alte sesizări referitoare la acest aspect. Potrivit specialiștilor consultați de știrile TVR, prezența ursului în zona de câmpie, la o distanță semnificativă de arealul obișnuit, este explicată prin înmulțirea foarte mare a populației de urs și prin interzicerea vânătorii. Populația de urs astăzi estimată în România este de aproximativ 10.000 de exemplare într-un teritoriu care nu poate suporta mai mult de 5.000. Ei nemai având loc în zona montană, în zona colinară, își extind arealul, sunt împinși spre zonele de câmpie. Anul trecut, în iunie, un alt urs a fost filmat într-o pădure din Ilfov, localitatea Ciolpani, care se află la aproximativ 30 de kilometri de capitală.